Bună ziua și bine v-am găsit. Iată ceva inedit. O să vă arăt. Iată aici. Oare ce se întâmplă? Aici a venit matca. Se vede acum matca. Iată. A venit să distrugă o potcă. Albinuții încearcă să o protejeze, dar matca nu o să se lase, o să înțepe botca respectivă. Ceva foarte, foarte frumos și eu acum văd prima dată și am zis, haideți să vă arăt și dumneavoastră cum procedează matca. O roade pe botcă, o înțapă, ce nu-i face la cea botcă, iată. Este o matcă virgină. Și nu iese la împerecheat până nu va distruge toate boci. Iată așa, procedează ea. Se încovoaie ca să distrugă acea botcă. Până acum ziceam că albinuții li vor distruge botca, dar se pare că vine matca și o face praf. Iată ce e acolo. Deja avansează în a scoate regina afară din botca respectivă. Se mai odihnește regina, s-a băgat acolo de desubt, merge tot roat. De fapt, regina roade bocile. Eu am crezut că inițial albina, dar și albina participă, bineînțeles, după ce matca își termină lucrarea. Se aude cum roade pur și simplu la botcă. Are de lucru matca aici. E obosită, dar dă înainte. Iată, se vede acolo, în mijlocul albinuțelor, cum lucrează ea. A ros acolo, în lateral, botca mai vine în față acum și își continuă lucrarea. Cred că până nu termină, nu se lasă. Iată cum se încovoaie, distruge praf, face botca respectivă, praf, praf. Mai și înțapă, mai și roade. Iată cum s-a încovoiat acolo pe botcă. Nu se lasă. Bine, atât am vrut să vă arăt cum distruge o matcă botcă. Așa participă o matcă. Bun. O lăsăm în pace să-și facă treaba mai departe. Iată, acum se vede mai bine. Aici e matcuța. Și noi mergem mai departe. Am mai văzut un lucru interesant. Până data viitoare, numai bine!